Am revenit, stimați telespectatori, suntem în direct la emisiunea Brașovul Tău, Războiul Revoluționarilor. În studio, domnul Alex Oprea, jurnalist. Da. Jurnalist, președinte Asociația Revoluția Curată. Alianța, Sibian, de la Sibiu. Chiar am fost la Sibiu și vorbeam despre un fost coleg important. Domnul Camla Rudolf nu mai este printre noi, fost coleg cu mine de facultate. Și unul dintre mentorii mei. Mentorii dânsului, mă bucur. Am făcut și noi ceva, cei care am învățat jurnalism în perioada lui Ceaușescu. Domnul Ioan Demi, foarte cunoscut brașovenilor, datorită domnului Demi. Avem astăzi pacul ăsta numită Revoluție. Domnul Demi este cel care a... Nu știu ce a... Vă mulțumesc pentru Domnul Demi, președintele Asociației Decembrie 89 Brașov. Nu, domnul Demi, președintele Ioan. Asociației 21 decembrie. Așa, nu, că... 21. Deci am zis 21, 22, 23, 24. Ai făcut deja președinte în locul lui Mardare și nu-mi place. Domnul Mardare, ne scuzați. Atunci, domnul Demi n-a avut de lucru în 1989, mai devreme decât probabil era ordin și aprobare, cum zicea Dorin Lazar Maior, să iasă securiștii, au ieșit fără ordin, și fără ordin, nu? N-ați avut ordin. 21 decembrie. Cel puțin Ica pe mine m-a întrebat directorul că cine te-a pus să scoți oamenii din fabrică. Georgescu. Domnul general Georgescu. Da. Și... Asta e, m-a întrebat. Asta nu pot să spun că nu m-a întrebat. Da. După aceea mi-a dat o declarație că eu am... Deci revoluția a fost reală, eu de asta susțin acest lucru și simulatorul a fost după. N-am reușit nici măcar să-mi iau carnetul de membru de partid. Chiar am vrut să de fiu... De Partid Comunist Român? Da, am vrut. Aole, păi stați așa că facem acum. N-a apucat. Îl dau pe al meu. Știți ce am scris eu pe carnetul meu de partid? Am vrut să intru în comisia militară și acolo nu puteai să intri decât dacă erai membru de partid. Și asta era supărarea. Da. A să dați jos regimul comunist pentru că nu v-a făcut membru. Nu? E, nu. Glumesc acum, știu, este o glumă. Vă dau eu carnetul meu de partid pe care în 1987, deși eram activist, am scris de la fila noiembrie 87 o poezie împotriva lui Ceaușescu și am păstrat carnetul că dacă mi-l prindea cineva, o încurcam. E la Gabi Stan, că el e colecționarul. Nu despre mine este vorba, este vorba despre această temă fierbinte pe care am dezbătut-o și în prima parte cu colegii ai dumneavoastră, care se datorează domnului Sanda, domnului Ponta, domnilor, nu? Din actualul guvern, guvernelor trecute, domnul Iliescu, da. Domnul... E așa o formulă transpartinică. Bun, ce se întâmplă? E nevoie de dreptul la revoluționare, vă rog. Da, poate că sunt îndreptățit să vorbesc, fiind oarecum în afara și a blocului național. Și jurnalist, acum vorbim. Și jurnalist, da, am și un post de radio. Nu-i dăm numele, că n-am nu, bani la mine. Reclamă, da. Și noi ca asociație de... cu... o asociație civică, de fapt, în care sunt și revoluționari, sau mai exact o alianță de asociații civice. Revoluția Curată, civică. Partea Murdară. Da, noi suntem Asociația Românilor Sinceri, am făcut alianțe cu alte asociații. Ion Iliescu e Revoluția Curată? Și să întreb și eu de curiozitate. Nu avem. N-aveți. Am întrebat și eu. Nu mai și, nu, în general, sunt cetățeni... chiar cu coloană fără KGB, dar, fără GRU, fără bun, am înțeles, de-aia întrebam și românească. Încă. Cine știe în viitor? Da. Noi ne-am luat poziția în primul rând față de ordonanța 95 și trebuie să specific că asta eu sunt trebui. Unul dintre luptători. Și jurist de meserie, da. Și hai să sunt unul dintre luptătorii cu rol determinant. Deci eu am trecut. Sigur. Anticomunist, asta știu, mi-ați povestit. Eu sunt fost comunist. Ce să facem? Dacă ne întâlneam pe baricade înainte, poate sunteți că făceam o revoluție. Sunteți fost, nu sunteți actual, că dacă erați actual, nu aveam emisiunea. Nici atunci nu era. Și fără de voie. Această ordonanță 95 este o aberație juridică din foarte multe puncte de vedere. O luăm pe parte tehnică și putem discuta și moral. Dar hai să discutăm... Până-și pune de și domnul Demi dosarele. O să ajung, o să ridic mingea la fileul dânsului, exact pe ordonanța 95. Deci, partea de început a ordonanței, în care se recunoaște că, din cauza aplicării incorrecte a legii 341, statul român, iau atenție, sunt la Haga cu Ponta. 341, legea recunoștinței? Legea recunoștinței era 341. Mă rog, nu știu acum, a statului român. Din vremea... Vă spun că sunt unul din care n-am beneficiat de nimic din legea 341, că lucram, deci nu puteam beneficia de indemnizație. Și sunteți la Haga cu demersurile. Nu pentru dânsii, ci ca principiu, și o să vă explic. În ordonanța 95, da, spune foarte clar
că statul român a comis un genocid împotriva unei categorii sociale recte a revoluționarilor. Din cauza neaplicării incorecte a legii 349 a apărut revoluționari care și-au pierdut familiile, casele și unii chiar s-au sinucis, scrie în ordonanță. Au murit. Cu precizarea, cu precizarea că și alți cetățeni corecte, nerevoluționari au trecut prin acest filtru. Nu. Chestia cu băncile, cu necazuri, nu de parte. Deci și alții. Da. Deci nu numai revoluționari. Nu, toți, dar dacă sună acum mii de oameni. Ordonanța 95, eu vreau să definesc categoria oamenii socială. Oamenii ăștia s-au bazat exact pe aceste drepturi salariale. Să putem să ne aflăm în situația de genocid. Perfect, da. Sau de crime împotriva umanității. Bun. Pentru că eu public acuz guvernul Ponta și guvernul Boc de crime împotriva umanității vis-a-vis de această categorie socială. De ce? Chiar statul român. Eu de guvernul Ponta încă n-am date, dar de guvernul Boc că s-a dus, am date deja. Ordonanța 95 nu face altceva decât să continue infracțiunea de genocid. Să știți de că ce? O să-l sun pe domnul Ponta. Am avut o discuție atentă, dar o să-l sun într-o emisiune viitoare să vorbim. Păi și eu pot să-l sun, dar nu deci poate problema lucru. Este în felul următor. În momentul în care tu vii cu o ordonanță și recunoști că din cauza ta, a statului român, au murit oameni, da. Cum se numește situația asta? Păi, da, se numește. Așa. 2. Ordonanța 95 creează o discriminare în cadrul, culmea, aceleași categorii de luptători, și anume luptătorii cu merite deosebite. Corect. Este discriminatoriu. Bun, pe ce-s bun? Ea numai până în 22 și restul care au luptat și în 23 și în 24 nu mai sunt buni? Păi înseamnă că noi am avut revoluția împotriva unui singur persoane, care a plecat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dacă îl întrebăm pe Ion Iliescu, așa zice. După, deci cei anticomuniști, cum e Demi, da? După, nu mai contează ce a fost. Nu, domnule, când vorbim de revoluție, vorbim până la instaurarea și stabilizarea unui nou sistem. Nu, dar e ieșit în 21 decembrie. Da, dar ordonanța, corect, dar ordonanța 95 reglementează și acordă recunoștință doar oamenilor care au reușit până data de 22, ora 12, adică până la fuga dictatorului. Păi înseamnă că tu spui că numai cei care au luptat împotriva lui Ceaușescu sunt buni, dar n-au fost, nu s-au prea opus ei comunismului. M-ați înțeles? Domnul asta Poli, e filozofia. Știți ce vreau să vă întreb? Că suntem jurnaliști și trăim în lume. În lumea asta reală și națională și internațională, aproape planetară și intergalactică, ca să sar un pic calul. Credeți că societatea românească, la ora actuală, cu problemele care sunt, de sărăcie lucie, de continuitatea sistemelor de genocid, că nu pot să zic altfel, interesează foarte mult, nu, dar interesează acest subiect atât de mult? Intereseze. Între primele 10 subiecte intră acest subiect. Ca jurnalist? Ordonanța? Da. Da. Nu. Adică DNA-ul zic că ocupă... E vorba de bugetul statului. Am înțeles. Când de buget. Dau nu, dar dacă întreb oamenii, dar de ce să-i dau eu bani lui Demi sau lui Popa sau lui Mânzal? Eu nu cred. Dați-mi voie, dă-mi voie, te rog frumos. Punctul de vedere al cetățeanului, voie să o să mă întâlnesc cu ei pe stradă. Dă-mi voie să intru puțin aici. Da, dă-mi voie. Până la dosare. Problema este în felul următor. S-a dat această ordonanță pentru că nu se mai putea. Ajunsesem la 23.000 de revoluționari cu certificate. Făcuți cu... de Emil Boc, pe bandă după jumate, înainte făcut de spun, Iliescu. Vreau să spun ca să se știe foarte clar. Sunt peste 7.000 de pensionari care primesc 0,6%. Asta înseamnă 1100 și ceva. Pensionari lângă, dintre revoluționari. Dintre revoluționari. Okay. Eu vorbesc acum numai despre revoluție și revoluționari. Corect. Cei care au avut curajul să-și depună dosarele pentru calitatea de luptător cu rol determinant, mai vor încă 2000 și ceva de lei. Că dacă au văzut că mai pot să obțină, dacă au obținut foarte ușor calitatea de luptător cu merite deosebite, deci și s-a mers șmecheria. Până acum, păi asta e șmecheria. Iar unii s-au oprit. Au zis, băi, chiar așa, am luat eu certificatul la apelul de seară, dar n-ar fi bine acum să mă duc chiar la Secretariatul de Stat să fac dosarul. Nu. Știți în ce situație suntem? Problema este asta. Sunt foarte mulți impostori printre noi. S-a încercat. 70%, 60%, 50%, ziceți-mi. Peste. 80%. Nu, păi stați că mi-a zis. Doi oameni, eu vă cred cu sinceritate, vă știu trecutul, când mi-ați povestit. Păi eu nu știu foarte bine și știu ce a însemnat, dar deci dacă oameni cu moralitatea dumneavoastră spun că 80% sunt impostori, eu mă duc acasă.
Mergeți, și vă las singur. Puteți să mergeți liniștit. Bun. Dacă punem legea, dacă punem legea aici în față și o citim, veți vedea. Acolo aveți o listă de impozite. Că în 06, cei care iau acum 06, ca să ne înțelegem foarte, da, și sunt luptători cu merite deosebite, veți găsi printre ei activiști de partid, da, generali, ofițeri și mai departe, da, n-are rost. Haideți să vă explic de ce. Da, domnule, legea este perfectă. Perfect. 341. Da. Făcea, era un filtru între 42 și ceva urma, da? Corect. Așa. Noi am livezile, că dacă mi-aduc aminte. Au aplicat greșit 341 în sensul că aplicarea greșită e o formulă. Au lăsat pe bază de șpagă, da? S-a înmulțit. Deci de la legea 42, pe legea 341 regăsim mai mult. Mai mulți. Normal, în mod legal, era să găsim mai puțin. Normal, la cap, nu? Dar ăștia cu șpaga nu-ți trimis și în judecat? Am înțeles că sunt câteva dosare. Sunt foarte puțin. Stați să vă explic și de ce nu se va rezolva problema. Dacă aveți puțin tică răbdare, vorba Iancu. Deci, pe 42 au fost, să zicem, 10 revoluționari. Pe 341, care nu preschimba, nu dădea titluri noi, nu făcea revoluția, ci doar preschimba niște hârtii, da? Că asta era. Au apărut 20 de revoluția. Păi nu trebuia să fie ori 10 sau sub 10, 9, 8, 7, corect, da? Corect? Au mai și murit între timp, între ei. Bun, ei s-au mulțit. Deci, ne ducem la Euglena Verde, mulțirea prin divizare. Bun. Protozoare. Așa. Vine legea, vine legea de modificare a legii 341, această ordonanță, da? Care, într-adevăr, reduce numărul. Dar îl reduce artificial. Deci au dat o ordonanță proastă, dar nici asta nu o respectă. Subiectiv. Pentru că, cu rol determinant ca și mine, da? Sunt securiști, vă dau și nume, eu nu mă feresc. Dar ce aveți cu securiștul? Ia mai lăsat societatea românească în pace, de toată lumea are glume. Nu, sunt foști securiști, da? Îl acuz public de securist pe Gelu Voican Voiculescu. Să mă dea în judecată. Gelu Voican Voiculescu, îl sun la telefon. Da. Uite, domnul Popa zice că sunteți fost securiști. Oprea. Domnul Oprea zice că s-a spus și lui în față, adică nu mă feresc. Domnul Gelu. Vă dau exemple din toată țara. Este consilierul lui Sam, da. Este consilierul, așa. De la Reșița vă dau. Dumitru Alexa, probe, care am probe. Peste eu nu vorbesc 50 de ani, probe. Securitatea nu își dă... Nu, nu, poate să mă dea în judecată. Eu asta mă rog. Eu vă întreb ca să nu am cu CNA. Domnul, are dosar la CNSA. Spune că se judecă cu CNSA. Da, se găsește și pe internet. Eu le public, le găsiți pe blogul. Dar bun, securist, fost securist, da. A avut un rol determinat la Revoluție. I-a făcut Parastasul Ceaușescu, l-a așezat acolo frumos, da, în Copârșeu. Rolul determinat în prisma Ordonanței 95 Atanasie spune Stănculescu, așa, care a dat ordine care să treagă... Știți în... pentru rol determinant? Care? Până la ora 12 și 10, da, da, să fi fost corect, până ieșit Ceaușescu, în stradă, da, să ocupi un obiectiv, corect, să-l ocupi, da, nu să vorbești de la un balcon. Ocupi un teren cam militar, dar în sfârșit. Da. Și să fi avut morți, că veni la militar, să fi avut răniți. Eu deci eu plătesc, eu stat român, îi plătesc pe Smart 2. Adică ăla din orașul în care n-au fost morți. Că a fost dau eu exemplu. Din Ploiești, de exemplu. Nu, la Codna. Hai să luăm Ploiești, eu, domnule. Da. În Ploiești, da? Ei au ieșit, au luptat, au ocupat obiectiv, au preluat morți puterea. Bravo că n-au fost morți. Deci păi eu le dau o bere ălora. Că n-au fost morți. Că n-au fost morți. Și am povestit în pauză și am să... Noi n-am știut să gestionăm foarte bine la Sibiu situația, că n-am avut morți și înainte și după. Da, am înțeles. Pentru că am fost... Domnul Oprea, eu v-am povestit mai nu, mi-a, nu eu criteriu, nu mi-a rog un merit. Nu e un criteriu. Eu eram la Codlea, am spus-o public de atâtea ori, într-o anumită funcție care avea și un anumit statut militar, să spun așa, în perioada Revoluției. Deci eram... Și nu ați vrut să executați activ ordinul? Ei, domnul general Florea era Dragul Bucur primar, eu eram acolo secretar de partid și domnul general Florea a ordonat să dăm arme la populație și ne-am opus. Noi ne-am vrut să executăm ordinul, hai să ne împușcă. Și de-aia nu sunteți determinați. Și de-aia nu suntem determinați. De corect. Exemplu, la Codlea nu poate să vină niciun coleg de-al meu, să spun, concitadin de la Codlea, care au fost în stradă, că i-am văzut eu. Unii mi-au zis, putem să ieșim pe stradă. Asta e altă glumă. Dar au ieșit, au avut, au ocupat obiectiv, au venit la primărie cu steagul, s-a dat foc la portetul Ceaușescu. Nu sunt determinanți, pentru că eu, încăpățânat, și domnul Dragul Bucur, fostul primar, n-am produs morți, că n-am vrut să dăm arme la populație. Au venit niște copii care nu știau nici să încarce o armă și a zis, mă, fraților, să poate așa domnul ceva. Domnul Zal, faceți acum legătura. Am vrut așa, ce face la, domnul Sanda cu mine? Ce spunea Ion Iliescu atunci la Revoluție. Câți morți sunt acolo?
Mai trebuie. Da? Bun. Și acum îi premiem pe aia care au avut morți. Deci noi ați continuăm crima, dacă vreți, și posteritatea unui eveniment. Și de aceea eu am dat statul român pe Victor Viorel Ponta, semnatarul acestui test, la Haga, la Curtea Tribunalului Penal. Mi-a fost admisă. Acum vă bateți cu DNA-ul. Întâi lea DNA-ul, după aia sau nu lea DNA-ul? Păi eu sunt la concurență totdeauna cu DNA-ul, credeți-mă. Eu nu cred că lea DNA-ul, dar mă rog. Și suntem la Haga. Și eu i-am făcut plângere penală împreună cu un grup de la Timișoara, ca să fie foarte clar, pentru genocid. Bun. A fost admisă. Am vorbit de principii. Da. Hai să vorbim concret. Deci nu vă apucați acum. Vă dau un exemplu, războiul de aici. Eu sunt oarecum arbitru în toată situația asta. Războiul de la... Dom'le, sunt două BNR-uri acum. Noi ne-am sesizat și am venit la Brașov pentru un singur lucru. Că nu veneam la Brașov. Am venit la Brașov când aflu că un simbol al Revoluției brașovene, este un simbol al unde am copilărit, am făcut și grădinița, îi salut pe toți colegii mei de grădiniță din Brașov și de școală uite generală. Așa, vreau că v-ați făcut și grădiniță. Da, pe Victoria, am stat lângă, așa, rapid, da? Lângă restaurant. Cam mult, este domnul Popa de la Cod. La... Așa. Un simbol al Revoluției din Brașov, frate, mi-a făcut Revoluția în Brașov, apropo, este jignit, face un nebun o conferință de presă împotriva unui simbol al Revoluției. Domnul Demi, nu? Da. Simbolul. Da, dar eu cu ce pot să fac o conferință de presă, ca un om normal la cap, și ce să spun despre unul care e simbol al Revoluției? Dar eu am filme, poze, le-am văzut acolo. Da. Era acum, și atunci noi ne-am sesizat, m-au sunat oamenii din teritoriu. Bă, cine e Mardare? Bă, nu știu exact. Dar cum sună titlul? Adevărul despre Ioan Demi și Revoluția din decembrie 89 la Brașov. Da, eu când am auzit, am crezut că mi-au găsit dosarul de la securitate. Și am zis, băi, trebuie să mă duc să-mi depun certificatul, m-au mai scos ăștia și luptători cu rol determinat. Și atunci, normal, după că aceea, domnul Brenciu, și... domnul Brenciu, că asta e important pentru brașoveni să se știe. Eu am urechile ciurite. Noi am făcut, prin asociație, prin colegii mei din asociația lui Mardare, am făcut un proces verbal, în original, cu semnături, prin care am citit deciziile care s-au emis de către Secretariatul de Stat. Contestat. Și am trimis o contestație la decizia Secretariatului de Stat cu colegii din Brașov, care noi considerăm, noi 10, 15, 20 de aici, care suntem membrii fondatori ai asociației, care suntem luptători deja cu rol determinant, și am zis, măi, ăsta, îl cunoști? Îl întrebam, mă, tu îl cunoști? Mă, nu. Tu îl cunoști? Tu îl cunoști? Mă, nu, că a apărut acum. Hai să cerem, așa, ca să ne înțelegem. De acolo hai să cerem, războiul. De ce s-a războiul? De aici a plecat războiul. Așa. Hai să cerem Comisiei Parlamentare să se aplece mai cu insistența asupra dosarelor. Juridic și cu atenție. Să le verifice, să le verifice documentele, să vadă ce declarații au primit. Eu precis n-am fost la Revoluție, ca să știți. Și mă lăsați puțin să-mi termin ideea. De aici a plecat totul. Pentru că cum ne-am permis noi, Asociația 21 decembrie, 3 plus 1, că așa suntem noi, 3 plus 1, cu Demi, cu Neghină, cu câțiva colegi acolo, să ne permitem noi, împotriva lui Mardare, care are 1000 de revoluționari. Sindicat, frate? Nu te pui cu sindicatele. Și atunci... N-am avut încotro, după ce am făcut acest proces verbal și am trimis-o la secretariatul de ăsta, la Comisia Parlamentară, zic, hai mă, am întrebat colegii noștri, bă, tu știi mai multe despre Mardare, tu știi despre Brenciu, hai mă, că ți-aduc demică dacă tu de tot vorbești despre Revoluție, nu mă interesează. Da. Și a venit cineva și mi-a adus de pildă memoriul în original al domnului Mircea Brenciu. Nu mă interesează de unde îl are. Pe mine mă interesează dacă este original. Okay. Este cu semnătura dânsului și puteți să verificați. Uitați, un dosar întreg. În original, în 1990. Da. Noi vorbim cu materialul clientului, ca să se înțeleagă bine aici. Și ce să înțeleg eu din acest memoriu? Dacă dumneavoastră îl citiți și spuneți că e cu meritul de rol determinant, putem să-i acordăm. Noi aici, de la Brașov, care îl cunoaștem pe domnul Brenciu, care a venit prin 96 în asociație, dar nu știam ce a făcut la Revoluție. Ce este interesant, că acum, uitați, are și recomandare. Și caracterizare când are. Când am fost făcut vânător, îmi dădeau doi vânători, mai vezi recomandare. Dați-mi voie. Da. Ați văzut despre ce este vorba. Și la primirea în Partidul Comunist Român, tot așa, doi tovarăși cu stagiu ne dădeau recomandare. Dați-mi voie să citesc, pentru că... Da.
cu condiția ca domnul Brenciu data viitoare, dacă dorește să... Nu, dar să vină cu mine în emisiune. Am înțeles, domnul Brenciu, deci dacă vă lezează, eu vă acord acest drept, suntem și colegi de breazlă, să spun așa. Ok. Să vă citesc așa că e duminică și să ne mai amuzăm. O secundă. Deci eu asta dânsul susține exact ce vă spun eu. S-a dat o ordonanță 95 cu pretenție de curățenie și că ar face doar oamenii corecți. Și acum eu vă dovedesc că nici măcar aia n-a fost respectată. Hai să vedem cum credea. Memoriu. Subsemnatul Mircea Brenciu, domiciliat în Brașov, strada. Nu-i dăm numărul. Ăsta nu-i dăm strada și cu tare. Păi nu e, că e public. Nu. În perioada 21 decembrie 26 decembrie 1989 am depus următoarea activitate venită în sprijinul Revoluției, și anume, aflându-mă în revizie de gestiune la Hotel Postăvarul din Brașov, în perioada aceea eram revizor principal gestiun la ONT Carpați, am ieșit în stradă pentru a mă alătura mulțimii. În fața Consiliului Popular Județean începuse să se adune oamenii pentru a pleca în colonați. Nu se specifică încotro. Mie deci îmi place situația... cum l-a scris pentru un scriitor, nu-mi place cum, așa. Cum sună textul. Deci situația generală era foarte ambiguă. Am participat la, la scandările anticomuniste, participând alături de câțiva zeci de oameni la încercarea de a pătrunde în Consiliul Județean, dar nu se specifică când. Nu, dar dânsul a participat participând, dacă... Așa. Aflând așa că scrie. Sunt deja, atenție, aflând că sunt deja revoluționar înăuntru, am propus intrarea pe laterală, dar între timp ușa s-a deschis și am pătruns. Am suit scările oficiale, dar niște indivizi ne-au blocat accesul în continuare. Aceștia aveau banderole tricolore pe braț. Suficient că grupul pe care eram să renunțe, alături de mine, dintre cei cunoscuți, se numără domnul Pavel Bucuraș, de profesie jurist. Ieșind afară, am avut emoția de a vedea toată suprafața din fața Consiliului Județean plină de oameni. De la o fereastră se flutura un steag. Cădeau tablourile siniștrilor. Da, asta e literatură. Cineva încerca să vorbească de la un gigafon. Nu știu ce e gigafon, în sfârșit. E ca telemobilul. Așa. De pe Modarom, atenție, de pe Modarom, un grup de persoane încercau să distrugă atenția mulțimii vorbind la o portavoce. Dar nimeni nu-i asculta. Atunci ne-am întâlnit afară cu domnul Romulus Pleșa, gazetar care se afla în acea zonă. După aceea că m-am deplasat imediat la serviciu, adică la UNT Carpați. Din punct de vedere juridic, să vină că, să interpretează o secundă. Ca... Astea sunt motivele pentru care dumneavoastră ați considerat că nu sunt faptul determinant. Dar e determinant, domne. Nu considerăm noi. Dar eu nu sunt sanda, domnul. Și nici... Acum ce vreau să zic? Să vină în emisiune ca să-i citesc în continuare memoriile, nu? Să-i arăt că e în original cu semnătură. Să-i arăt ce a făcut la UNT Carpați. Am înțeles, recomandarea cine a dat-o. Să vă susțineți contestația. Bun, am înțeles. Dar nu se încadrează nici măcar pe 341. Uitați, declarațiile de martori, ele nu se încadrează nici pentru... Foarte bine. Bun. Bun. Nu e treaba mea. Aveți acolo chestie groasă, un dicționar, pe care eu când l-am văzut prima dată m-am îngrozit și știu și autorii din Brașov. Apropo, ca să fie... Dicționar general, arătați-l la cameră, că e o chestie așa. Ar trebui să le fie rușine celor care... Domnule, eu fac o afirmație. Dicționar general al Revoluției Române din 1989. Domnul Vasile Amartale, acolo nume de așa zici, să zicem, revoluționari și revoluționari, puși de avalma acolo. Păi uite așa mă trebuie. Sincer, eu am fost invitat la 20 de ani la Institutul Revoluției și cu 50 de lei am luat acest dicționar. Știind știind că sunt mulți brașoveni trecuți aici. Și ne-am distrat de atunci. Exact, ne-am distrat de atunci. Și am găsit... Hai să vedem unde e. Acum, spuneți de cine doriți să... Nu îndrăznare, nu. Eu fac afirmația, nu, eu afirm că Mardare este impostor al Revoluției Române. Domnul, să vă susțin, domnul Mardare, eu nu vă fac impostor al Revoluției Române. Eu am documentele astea, aștept să mă dea judecată, dar chiar dânsul spune. Vă rog. Vă rog să citiți, domnule. Din dicționar, adică... Bine, acum impostor să nu numai și impostor avem și în guvern acum. Atenție. Ia ziceți. Aceste informații care au apărut în această carte, asta nu este o carte de bucate, ca să ne înțelegem. Nu, dar a fost o bună afacere. Institutul este... Tocmai domnul Mircea Brenciu a dat acest...
El a dat date, am înțeles. Drâncea a fost unul din autorii Brașovului. Care așa. Este purtătorul de cuvânt a domnului Mardare. Deci așa se înțelege că sunt Haideți prieteni. Să vedeți despre Mardare ce scrie această carte. Haideți să vedeți ce scrie despre Mardare această carte. Mardare Vasile, născut în 7 februarie 1954, Moinești, județul Bacău, tehnician la secția specială 555 a întreprinderii de autocamioane Brașov. În data de 21 decembrie 1989, organizează un grup de muncitori ai uzinei și, la ora 21.30, sar gardul întreprinderii. Seara? Și se, da, seara, dacă e 21.30. Dacă v-ați văzut dumneavoastră atunci cu... Domnul, mă lăsați să termin. Vă las, dar mă enervează că... După ce terminăm, comentăm. E documentul. Eu nu știu de cât e Hagimba, da, mă rog. Așa. La ora 21.30 sar gardul întreprinderii și se deplasează spre centrul orașului Brașov și participă la manifestații. Punct. În ziua de 23 decembrie, trecem că Mardare, lipsește 22 poate decembrie. Poate facem o reconstituire, să mai sar o dată gardul. Nu, dar lipsește 22 decembrie, chiar am remarcat. O să zică, o să spună oamenii ăștia că... Și acum să mai spun că ei mai am două rânduri, dacă sunteți... Da, nu, dar mă distrez, vă rog. Scuze. În ziua de 23 decembrie, sare direct la ziua de 23 decembrie 1989, împreună cu niște colegi, a pus mâna pe amfibiile care se aflau deja montate în secție și a plecat în patrulare pe străzile orașului Brașov, în punctele fierbinți. A continuat patrularea până în data de 26 ianuarie 1990. Confirmat scriitorul și actorul, da, Mircea Brenciu. Am înțeles, nu, dar în amfibie a fost. Da, da, cum erau montate amfibilele. Acum, deci erau demontabile, nu, și le-au adică montat în... transformăm în ridicol un eveniment. Dar îmi pare rău, așa. Nu, eu n-am nimic împotrivă. Deci, eu nu spun că este tragicomic. Domnul, deci, domnul. Eu vreau să-mi cer scuze de la urmașii celor decedați la Revoluție. Da. Îmi cer scuze. De la răniți, de la toți oamenii care au avut de suferit în aceste evenimente. Îmi cer scuze pentru că facem această emisiune și poate uneori luăm în derizoriu, dar impostor, nu? Da. Despre, da. Conform ordonanței 95, deci, ziua de 22 contează. Mai vreți de acolo? Mai vreți? Ordonanța are pagina albă la ziua de 22. Și e determinat, e egalul meu, cu rol determinant. Atenție, e luptător cu rol determinant, domnul Mardare. Cum l-ai trecut? Și mai vreau să spun, dacă tot suntem la asta, mai vreau să aprind încă un chibrit, ca să spun așa. Eu când am văzut că până și Iacob Vasile, colegul meu de la Laica Ghimba, e cu rol determinant, iar toți colegii mei de la Laica Ghimba sunt respinși, am zis, bă, ceva nu e în regulă. Și atunci, sigur că noi trebuie să luăm o atitudine în Brașov. Pentru că mă trezesc chiar la comemorare, că mă bat ăștia, că sunt mai mulți, vor fi mai mulți luptători, vor fi mai mulți luptători cu rol determinant la comemorând în 22 decembrie și o să zică, ce bă, Demi, iar ai venit tu cu 3 plus 1 să faceți voi gălăgie, uite cât suntem noi, toți luptători cu rol determinat. Noi asta încercăm. Comisia parlamentară să le verifice dosarele și unde sunt nereguri, unde vor să mă cheme, eu vin frumos. Cu documentul. Cu documentul. Și să vedem, că eu ar trebui să țină emisiunea asta vreo 3 ore. Problema este că ne întoarcem, cum a spus colegul meu, la legea 42. De acolo a plecat problema. Eu acum, după 26 de ani, în premieră la televiziune, pentru că e în premieră la televiziune. A, deci n-ați mai fost una. Nu vă cheamă nimeni. O să mă mai cheme de acum. Problema este că în premieră la televiziune vreau să arăt un document care va face foarte multă vâlvă, va apare luni în Bună ziua Brașov. Foarte bine. A, și atunci, dar acum este în premieră la televiziune. Nu vă supărați, domnilor, de la... Este vorba despre Consiliul Județean Brașov, o confirmare cu lista 107, care a fost discutată și răzdiscutată pe mass media brașoveană și nu e aia care e pus acolo pe perete la Consiliul Județean? Nu, nu, aia e fondator. Nu. E vorba de asta. Păi vă rog. Despre care s-a vorbit, această listă, acest tabel nominal, da, s-a făcut cu ocazia preschimbării certificatelor. Cei care n-au avut documente au zis, hai să mergem acolo, cărăușul i-a chemat pe toți și este semnată, atenție foarte mare, este semnată de Rădulescu Gheorghe, Costea Vasile, Luca Cerada, Iosif Florica, Ticușan Gheorghe și secretar general al Consiliului Județean Brașov, Mariana Tihărău. Uitați, am văzut documentul.
Este un document înregistrat la domnul notar Izbășoiu, care este revoluționarul nostru, colegul nostru, ce luptător, conține, datorită că a pus ștampilele, l-au făcut și pe el. Foarte bine. Așa? Și ce scrie acolo? Adică ne-a amestecat. Că vezi, bun, doamne, ăștia, sunt? Doamne, ai, sunt 107 inși, o să vă las o copie. Am înțeles. Vă las acest document. Nu, păi da, de ce? Să mă cert eu cu prietenul meu, Vasile Costa. Nu, asta e problema. Și ce credeți? Ăștia au fost pentru preschimbarea certificatelor, pentru legea 341. Apare după 26 de ani un alt tabel, tot de la Consiliul Județean Brașov, în premieră, da, la Brașov, semnat de aceeași de la Consiliul Județean, Rădulescu, Gheorghe, toți care erau la locul de muncă, activiștii de partid pe care a prins Revoluția în Consiliul Județean. Da. Și cu Mariana Tihărău. E, aici... Doamna Tihărău avea altă calitate. Aici vreau să spun, că sunt și ei trecut pe această listă. Nu știam eu cum au luat certificatele pe 42. Atunci trebuia să fac și eu la Codlea, acum, lista cu toți colegii de la Partidul Comunist Român, care trebuia să fie revoluționar, nu? Așa să fac? Uite că n-am făcut. M-am întrebat de atâtea ori cum a ajuns Paraschiv, secretarul asociației, pe legea 42 revoluționar. Uitați-l aici, la numărul 61. La 61, Paraschiv Nicolae. Paraschiv Nicolae. Secretarul primăriei Brașov. Chiar m-am întâlnit acum vreo două săptămâni și spunea că... Uitați-l aici, pe listă. Și este sau nu este? Pe 42 a fost făcut revoluționar. Bun. Și este de drept? Cum acum să fie Paraschiv, care era major de securitate în 1989? Ce discutăm aici? Păi și ce maiori de securitate n-avea voie să fie revoluționar? Ieri nu la locul de muncă, domnule. Păi la locul de muncă. Păi dar au făcut revoluția la locul de muncă. Și m-am orientat și am dat niște telefoane, și mi-au adus și dosarul lui Paraschiv. Pentru că știți cum e, dacă e să-l chemați pe domnul Paraschiv să discutăm noi. Păi nu vine, că mai are să aibă grijă de scripcarul, să mai... I-am găsit. Mi-au adus și memoriu și tot dosarul lui Paraschiv. Uitați-l aici. Mi-a spus toți securiști în cap, asta este, ce să fac, am chelie, mai merg. Preschimbare, certificat, memoriu, Paraschiv, cotare. Nu știam eu cum a putut Paraschiv ca major al securității să știe pe legea 42 certificat de revoluționar. Să vedeți ce scrie memoriul lui. Te sperii, cine dă declarații de martor? N-avem 5 minute. Este, uitați, cu hașurări. Dar uite ce scris frumos are. Are scris frumos, da. Ce să vă mai spun? Eu zic că ajunge pentru astăzi. Ajunge. Haideți să tragem niște concluzii. Tragem concluzii că mai avem 5 minute. Deci domnul Paraschiv, prietenul meu, Noni Paraschiv, eu am prieten peste tot. Ce să faci, domnul Demi? Eu sunt prieten și cu Demi și cu... Și la jurnaliști, când se citau între ei, eram prieten cu toți. Asta e calitatea mea de... Mai are probleme și cu CNSAS-ul acum, că e în proces. Da. Domnul Sorin Boacă... Știți că eu, se judecă cu domnul Paraschiv, mie îmi pare că știți de că este în dosar. Dar de ce oamenii n-au moralitate? Când e vorba de bani? Așa. Dar eu de ce sufăr? Nu, e vorba de bani. Eu de ce sufăr? Că sunteți un prost. Sunt un prost. Da, în direct. Mă recunosc. Nu, dar să zic că mai sunt proști. Suntem mulți. Da, care lucrăm ca să facem bani. Alții nu trebuie să lucreze. Deci noi suntem proști. Bun. Bun, asta mi-a plăcut. Ideea este, pe legea 42.341 modificată prin ordonanța 95, s-au amestecat cei foarte adevărați cu cei falși, ca să dea aparența de legalitate. Totul, și e o concluzie. Lăsați așa pentru dumneavoastră. Nu, lăsați-le. Domnule, vă rog să filmați că i-am lăsat ca să să existe probă la dosar. Domnul Demi, păi dacă îmi scot arhiva mea de jurnalist de 35 de ani, știu că ați fost și la mine la fabrica de avioane. Am luat documente. Să vă interesați de domnul... Atunci făcea spionaj. De domnul președinte... De domnul președinte Aristotel Căncescu, da. Dar cercetam. Da, cercetam, nu eu cercetam, jurnalist. Deci toată treaba asta a apărut pe bani, domnule. Da. Domnule, aici e o mafie care a avut ca punct comun banul. Frumos. Sunt poate unul dintre cei care lucrăm, deci am o întreagă echipă care lucrăm foarte amănunți. Știm cine ia șpag. Am dosare, dar am la mai parchet, mult. La parchet. Sunt la acolo deja. La parchet. Dar de să vă spun că nu se rezolvă. Am înregistrări prin care cu acest... Reclama la Codruța. Am fost chemat la parchet. Cu acest rol determinant,
numai puțin. Se face șantaj. Da. Dau un exemplu. Alo, cu tare? Da. Deci eu am interceptări telefonice. Face, cu da. Aparatură specifică. Noi eu securistul revoluționarilor. V-am spus. Așa, v-ați făcut. Așa. Da. Dacă nu-ți sigura, s-ar putea ca în 2 ani, să-ți, deja făcut determinat, în 2 ani să-ți primești drepturile, că vezi că nu te trecem pe lista de președintelui pentru decret. Am înregistrare cu nume grele de la nivel de secretariat de stat. Și nu mint, pentru că eu o să le difuzez în emisiunea mea începând de miercuri. Foarte bine. Ei poate mai veni și pe la Brașov. Da, cum să nu. Ok. Deci, pe final, cu avem, să aibă timp și domnul avem banul, da? Banul și influența politică. Corect. Astea, în termen juridic, se cheamă trafic de influență. Trafic de influență, falsus de față, are și dare de mită. De ce nu se face asta la DNA? Nu se rezolvă rapid la DNA? Nu de DNA, e de parchetul normal. Domnule, păi vă dau un exemplu. Tata Codruței, unchiul Codruței, Laurei Codruței Căveș, este revoluționar, se numește Lascu Alexandru. Făcut de George Costin. Foarte bine. Ați înțeles? Da, bun. E altă speță, domnul Demitru. Aș mai spune două cuvinte acum către final, pentru că asta chiar nu pot să o las. E public, nu? Nu pot să o las, că acum am primit-o, e atât de proaspătă și nu pot să... Tot în premieră. Poate o am și pe aia, că și pe ăsta. Nu, nu, astea sunt... Mai țineți minte că am fost toți la școală. Făceam rost de... Un minut. Făceam rost de hârtii de la doctor, ca ne motivam... Nu vă mai dau. S-a scuzat cineva când a fost la revoluție. Ia uitați aici, cum se dădeau adeverințele în ar, de cine sunt semnate. Se adeverește prin prezenta că cetățeanul încadrat cu așa la locul de muncă a activat în perioada în sprijinul Consiliului Județean Provizor al Frontului Național de Salvare Brașov. Cine semnează? S-a adeverat prezenta, semnează președinte interimar CJFSN, dar nu știu. Nu e președinte. Președintele CFSJN-ului, Stoica Emil, vă spun eu dacă nu-l vedeți acolo. Domnul profesor, că doar îl cunoașteți foarte bine sau vă faceți că nu-l vedeți. Costin, de ce? E prietenul meu. Așa, prietenul. Domnul Stoica. Bun. Eu n-am voie să am prieteni între toate categoriile. Dar de ce sunt în alb? Asta stătea la baza... Astea stăteau în dosarul de revoluționar. Exact. Și eu pot să i-o dau acum să-i fac dosar de revoluționar. Asta cu generalul. Generalul care? Florea. O, domn general, e feblețea mea. Domnul care a murit, Dumnezeu să-l odihnească, îmi pare rău, mie mi-a ordonat să dau arme la popor și n-am dat arme la popor și a zis că mă împușcă în sfârșit. Vedeți, nu vă dăm determinat. Mulțumim, nu-mi dați că nici nu vreau. Mulțumim, stimați invitații, de-abia am deschis cutia Pandorei despre revoluție și război revoluției, revoluționarilor. Nu știu dacă ar fi subiectul cel mai important, dar eu zic că vreo 2-3 emisiuni putem să mai discutăm despre lucrul ăsta. Când vorbim de 100 de miliarde de euro, și mai departe. O să luăm legătura și cu domnul Sanda și cu domnul Ponta, să vedem un punct de vedere. Mulțumim, stimați brașoveni, m-am reîntors, voi fi prezent în acest studio, cum voi putea, și abordând subiecte, așa cum v-am obișnuit, adevărate.